La capătul celor patru runde, sportivul Buzean conduce în clasamentul general cu 260 de puncte, fiind urmat de cehul Bonifat Hayek, câștigătorul etapei de la Beluno din Italia. La Beluno, Nicolau a încheiat etapa pe treapta secundă a podimului, reușind de trei ori din opt salturi să aterizeze pe cercul cu diametrul de un centimetru, în ciuda faptului că salturile s-au efectuat de la 2000 de metri. Spre deosebire de celelalte trei etape anterioare, acum vremea a ținut cu noi. Chiar dacă în acea zi am avut parte de mult soare, dar și ploaie, asta nu ne-a împiedicat să avem condiții foarte bune de concurs. Și cred că asta s-a văzut și în rezultate, acestea fiind foarte bune. Mă bucur că m-am detașat de ocupantul locului 2 și sper să menține cartul și după cele două etape care au mai rămas până la finalul sezonului. După câștigarea ultimului titlu mondial, Alex Nicolau a devenit membru al echipei Red Bull, echipă ce reunește crema atleților mondiali din sporturile extreme. Până la finalul cupei mondiale la parașutism mai sunt două etape. Următoarea va avea loc la Taga în Austria, iar ultima la Locarniu în Elveția.